determinați numerele ABC, știm că au loc simultane relațiile. Deci, A egal cu cine, B egal cu cine, C egal cu semn de întrebare, știm că avem simultan relațiile. 3A egal cu 2B, 5A plus 4B plus 3C, 5A plus 4B plus 3C egal cu 399 și că 5B egal cu 4C. 5B egal cu 4C. Păi din prima 3A egal cu 2B avem că A pe B egal cu 2 pe 3. A pe B. Deci din prima are reieși așa ca supra B egal cu 2 pe 3. Robert, ești de acord? Vine 3A. Da. Poți să mergi egal cu 2. Dar tot atât de bine. Și a doua. Nu, și tot atât de bine ar putea să fie A pe 2 egal cu B pe 3. Da. Schimbă, nu? Da. B-ul cu 2. Da. Ia să scrim așa. A pe 2 egal cu B pe 3. Și a treia? A treia, B pe C egal cu 4 pe 5 mai sau B pe 4 egal B cu... B supra 4 egal cu C pe 5. Egal cu C supra 5. B pe 4. Păi... O idee nu ar trebui. Adunăm A pe 2 plus B pe 3 plus C pe 5. Așa mulțim cu 5. Cum ai spus să facem? A pe... La A pe 2 egal cu B pe 3 mulțim cu 5 și numitorul și numărătorul, ca să avem 5A. Da. Și la B pe 3 cu 4. E observație bună. Mă gândesc de asta. Deci, fiindcă are nevoie de 5A, în relația asta, mulțim sus-jos cu 5 și vine 5A, deci echivalent de cum a scrie proporția 5A pe 10, da? Care e tot A pe 2. Corect. Egal cu 4B pe 12, nu? 4B pe 12. Și egal cu, amplificăm și C pe 5 cu 3. Și C pe 5 cu 3. Și ăsta cu cât? Cu 4. Cu 4. Da? Mm-hmm. Și ca să se lege acolo ar vrea eu. Ca să se lege. Dar să mulțesc cu 3 aici. Ca să facă 12. Mhm. Și egal cu 3 de pe 12. M-ați înțeles de ce? Da. Ca să avem 12 cu 12 să facă 70. Să mă pot duce mai departe cu egalitatea. Corect. Deci, înmulțesc aici cu 3 sus și jos și vine 3B. Deci asta ar fi echivalent, așa. 3B supra 12 egal cu... 4C. 3C, da? Pot, da? Din cauza că am mai știut. 3C supra... Cât? 15. Ei, dar acum nu se leagă aici, nu se pupă 3B pe 12 cu 4B. Cu 4B. Asta e necazul. Putem să scădem 3B pe 1? 3B pe 1? Cum să facem noi să fie... 3B. Eu vreau să mă duc pe șir de rapoarte de astea, să fac proporții, să fac chestii de astea, că de lucrul de lucrăm, nu e problemă. Da, mai luăm o dată. A pe B, nu, A pe 2, A pe 2, egal cu B pe 3. E 3A, egal cu 2B, e bun scris. Din coace, B pe 4, B pe 4, egal cu C pe 5. Și știm de ce. 4C egal cu 5B. Deci e corect.
Am declarat așa, cu 5A, din nevoie de a avea ăsta, 5A, e bine pe 10, 4B, dar de ce am zis noi 4B? Puteam și... că am avut nevoie de 4B de acolo, da? Uh-huh. Puteam și, 3B. 3B pe 9. Deci aici nu se leagă. Cum să facem ca să fie legătura? Să am același număr de... de 12. Și să fie B pe 3 și să fie aceeași B pe, nu știu, pe 12 sau 5 B pe... Și să mă pot duce cu lanțul de... ca să leg acolo. Dacă nu merge așa... Găsim ideea. Punem aici cu 3. Deci înmulțim și sus și jos cu 3. No. Și vine 3B pe 9. Da. Și lăsăm B supra 4 egal cu B pe 4 B supra 4 egal cu 3C pe 15. Hai să modificăm. Și acum, asta e egal mai departe cu 5A plus 3B. Știți că se poate face, nu? 5A plus 3B. Totul supra 19, iar din B pe 4, B pe 4 egal cu 3C pe 15 și egal mai departe cu B plus 3C. B plus 3C supra cât? 19. Da, tot 19. Și acum folosesc egalitatea următoare. 3B supra 9 egal cu 5A plus 3B supra 19 și B pe 4, B supra 4 este egal cu B plus 3C, B plus 3C supra 19. Și dacă le adun, membru cu membru, vine 3B pe 9 plus B pe 4 egal cu partea asta adunată, am aceeași numitor, vine 5A plus 3B plus B plus 3C totul supra 19. Și egal cu 5A plus 4B plus 3C supra 19. Și egal mai departe. Și cu astea două nu le lucrez, nu? 3B supra 9 plus B supra 4. Aici pot să lucrez, că știu să lucrez treaba asta. Scot pe B în factor comun. Deci echivalent va spune. B pe lângă 3 pe 9 adică 1 pe 3. Pe 3 pe 9 înseamnă 1 pe 3. Plus 1 pe 4 egal cu cât este 5A plus 4B plus 3C? Păi știm. E 399 supra 19 și egal mai departe cu B. Hai să zicem nou. B pe lângă 4 și cu 3, 7 pe 12. 4 plus 3, 7 pe 12.
Cred că 399 se departe la 19. Vedem o dată. Nu, 38. Da. Deci 21. Împărțim totul prin 7. Și vine că B ori 1 pe 12 egal cu 3. Adică B-ul de aici este egal cu 12 ori 3, 36. Și totul este terminat. Dacă știu pe B, mă duc să-l aflu pe A, îl aflu și pe C și totul s-a rezolvat. Dar hai să mai insist un pic, că am avut aici un moment de ezitare, că eu visam la chestia asta. Visam la faptul că să am 5A, 4B și 3C și să fie o egalitate peste tot. Nu s-a putut, nu s-a întâmplat așa. Că având nevoie de 3, de 4B, trebuia să mulțesc aici 4B pe 12. Da. Și aici dacă mulțeam cu tot cu gândul la 4B, se întâmpla ca să fie 4B pe 16 și trecam jocul. Da. Și atunci să vedeți cum am gândit, că n-am povestit cum am gândit. Am zis 4B se poate scrie ca fiind un B, 3B și plus un B. 3B plus un B. Da. Și iată, 3B plus un B. Corect. Și atunci am zis așa. Eu aveam ca pe 2. Uitați, A pe 2 egal cu B pe 3. Din nevoia de a avea 5A, am mulțit și sus și jos. 5A pe 10, Mirina, da? 5A pe 10 egal cu, am mulțit și sus și jos cu un 3, 3B pe 9. Și egal cu, fiindcă asta este obținută din proporția asta de bază, este aceeași proporție de aici, dar modificată, cu termenul modificat. Ea este, putea să fie egalitate în continuare aici. Și din ea, egal mai departe, cu suma numărătorului pe suma numitorului. Deci, practic, aici egalitatea poate să mențină. Că asta din A pe 2 dinainte e 5A pe 10 și fosta B pe 3 este 3B pe 9. Și acum, doar două din ele, dacă le-am luat, tot egalitatea are. Deci, în șir de proporții, obținut din proporția asta de bază, egalitate tot timpul. Deci, 5A pe 10 egal cu 3B pe 9 egal cu 5A plus 3B, oricare două din ele adunate sau scăzute. Tot același lucru, egalitatea se menține. Și din șirul de proporții așezate, am luat-o pe asta, ultima. 3B pe 9 egal 5A plus 3B pe 19. Pe partea cealaltă, B pe 4 egal cu C pe 5, egal în continuare, sigur, tot B pe 4, egal cu 3C pe 15, și egal mai departe, nu? Este același B pe 4, egal cu 3C pe 15, practic, de aici încolo pot să spun. Da? De aici încolo. B pe 4 egal cu 3C pe 15 egal cu B plus 3C pe 19. Și acum, surpriza mare. Am același numitor. Autorul așa o gândit, știu, ca să ne ceară la nivelul ăsta. Corect. Am adunat în stânga cu cei din dreapta. În stânga se lucrează foarte bine. B pe lângă 3 pe 9, adică 1 pe 3 plus 1 pe 4, egal cu 5A plus 3B plus un B, 4B, da? Plus 3C. Plus 3C. Pe 19, ce ne trebuie? Adică aveam raportul 5A plus 4B plus 3C. Am înlocuit ca fiind 3C. Exact. Tot este perfect, pentru că 399 se împarte la 19. Da, 20. Deci, n-am luat autorul, l-am întâmplat 399. Multiplul din 19. Și dă cât? 21. 7 iar se împarte. Și B pe 12 egal cu 3, B egal cu 36. Și acum, ne întoarcem. Dacă... Din primul raport, din care vrem. Sigur că da. Dacă avem B egal cu 36 și... A pe 2 egal cu B pe 3. A pe 2
egal cu B, B, adică îl scrim câte este, 36 pe 3, nu? Da. Rezultă că 36 pe 3 cât face? 12. 12. Înseamnă că A va fi egal cu 24. Și pe urmă mai avem C-ul. Unde e sigur? Aici. 5 pe 4. Da. B pe 4. B pe 4. E egal cu C pe 5. B-ul știu. 36. Deci 36 pe 4. E egal cu C pe 5. 9. Adică 9. Da. Și atunci, de aici rezultă că C va fi egal cu 45. Și cu asta am aflat pe A, B și C. Da. Mai putea fi făcută și într-un alt mod, profesorul nu se poate sancționa. Adică, în relația asta, îmi propun să apară numai B bunoare. Dacă vreau să aflu numai, să fie numai în B dată, scot pe A în funcție de B, scot pe C în funcție de B și lucrez asta. Am lucrat. Ia uitați cum vezi. Deci metoda lor. Deci A e egal cu 2B supra cât? 2B supra 3. C-ul e egal cu 5B supra 4. Și înlocuim în 5A plus 4B plus 3C, egal cu 399. Pe cine? Pe A și pe C. Exact. Și obținem vine... A, B, tot acolo. Sigur că da. Și vine 5 ori 2B pe 3 plus 4B plus 3 ori. 3 ori C-ul, dar 5B pe 4. 5B supra 4. Egal cu 399. 399. Echivalentul. 10B supra 3 plus 4B plus 15B supra 4 egal cu 399. Adică... Aducem același numitor. Sigur că da. Și vine... Facem 12. 40, 40. Da. 40B plus, da. Plus 12 plus 4, 48B. Plus 48B. Plus 45B. 45B. 399 ori 12. Îl lăsăm așa. Da. Din care total vedem cât de B. Deci, cât am zis? 45 cu 48. 133, nu? Deci 88. Cu 45, 133. 133. Deci 133 B. B este egal cu 399 ori 19. Și B e egal cu 399 ori 19? B va fi egal... Am mulțit la 133 că se împarte cu 399. 133 cu 399 se împarte prin 3. 3 ori 19 face 5, 3 ori 9, 27. 57. 57. Și 9 ori 36? De ce i-a dat așa? Că greșeală. Le vedem. Hai să vedem unde n-am lucrat corect. Luăm pe asta, că e mai la îndemână. Da. Deci, vine A egal cu 2B pe 3, bine? Da. A egal cu 2B pe 3, da. Corect. C egal cu 5B pe 4? Da. 5B pe 4, da. Da. Și zicem 5 ori 2B pe 3. Plus 4B, plus 3 ori 5B par 4, egal cu 399. Și atunci vine 10B pe 3, plus 4B, plus 15B pe 4, egal cu 399. Adică 40B plus 12 ori 4, 48, nu? 48B plus 45 ori 3 ori 15, 45B, egal cu 399 ori 3 ori 4, 12. Aaa, 12 am făcut. Da. Acolo puneți 12 și 12. 12, 36. Așa. 12. Face 36. 12. Aici l-a sfârșit. În final, dacă B-ul a fost găsit, A-ul și C-ul se găsesc rapid. Să revedem. Mult mai ușoară e metoda. Da. Acolo au fost șmecherii făcute. Acolo trebuia să te prinzi. Da, da.
Momentul cel mai tare al exercițiului este când las aici 3B pe 9 și B pe 4. Eu m-am gândit la asta, dar n-am știut că nu m-aș fi gândit să le iau numai pe alea, pe aceea, rapoartele alea și pe aceea să le adunăm. Nu m-am gândit că ar fi corect, știi? Dar este corect. Dar este corect, da. Da. Deci șirul de rapoarte este construit pe gând la raportul de bază, fie că mulți în sus și jos, este aceeași fracție, nu? Fracție echivalentă. Care e în față acum super, ar fi... Da, deci sunt lucruri pe care le-am făcut și clasa a patra din aia. Deci la clasa a patra m-am dus la o fracție echivalentă. Simplificam, amplificam fracția și deci asta facem noi acum. Da. Și sigur n-am făcut chestia asta, că adunăm numărătorii 3 și numitorii 3 și obțin o altă fracție, nu știu, n-am ajuns acolo cu discuția. Dar sigur din șirul de rapoarte pe care din proporția acelea, e aceeași proporție, aceeași valoare, egalitatea asta se menține. Asta aici a fost, da? Din punctul meu de vedere. Da. Deci aici a fost momentul frumos al exercițiului. Exact. Pentru că această construcție 3B plus B se facă 4B, exact. Este foarte interesant, nu? Ai aceeași numitor, e istoria să dea frumos. 31? Da, 31. Deci, să zicem, un alt exercițiu. 31. 31. La pagina 21. 31 de la 21. Robert, îl citești tu? Da. Hai să mă înscrie să fie un profesor. Da, te rog să... Fie relația A pe 4. A supra 4. Egal cu B pe 5. Da. Egal cu C pe 3. C pe 3, da. Egal cu K. Egal cu K. Și K aparține numărului natural. Aha. Deci, valoarea raportului este un număr natural. Asta este autorul. Arătați că A la a doua... Că A la a doua... Plus C la a doua... C la a doua... Este pătrat perfect. A la a doua plus C la a doua egal pătrat perfect, nu? Și determinați A, B și C. Tot aici, da? La punctul B. B. Deci A mic a fost asta. Da. B mic. Determinați A, B și C. Știind că A plus B plus C egal cu 36. Da. Am făcut A. Da? Da? Ziua 3, da. Hai să ne gândim. Până la te facem pe punctul B, ne, că ne mai mai simt. Nu, nu. Ne facem pe punctul B, mai simt. Nu e, nu e, B-ul e independent. Păi da, e de-aia să zice că face pe B, că e mai simplu. Păi și aflăm A, B și C și apoi el aflăm și pe A. Nu, dar trebuie să arătăm că e pătrat perfect. Și... A, B și C, tu găsiți pe A și pe C din condiția asta. Da. Nu, că fără condiția asta trebuie să fie A pătrat plus C pătrat pătrat. Fără A plus B plus C egal cu 36. Deci fără să o folosești pe asta. Deci informația este doar asta și că să arătăm că A pătrat plus C pătrat este pătrat perfect. Păi să ridicăm la pătrat un problem. Ok. Adică noi știm și valoarea raportul va fi ca pătrat. Da. Deci vom avea că A pătrat pe 16, Robert, egal cu B pătrat pe 25 și egal cu C pătrat pe 9 și egal cu K pătrat. Corect. Dacă se poate și asta, ridicăm la pătrat, fiecare... Și putem să facem A la a doua plus... Și egal mai departe, la șirul de rapoarte, știu, odată având această proporție, egal și cu oricare dintre ele, câte două adunate, nu? Da. Deci egal și cu A pătrat plus C pătrat, supra 16 plus 9. Da. 16 plus 9. Adică cât face? Supra 25. Da. Deci A la a doua plus C la a doua egal cu 25 K. 25 K pătrat. K pătrat, da. Deci luăm pe primul și ultimul. Și vine A pătrat
plus C pătrat egal cu 25 ori K pătrat. Adică A plus C egal cu 25K. Fața mea. Păi, Robert, ce zici, mă? Deci, dacă... Tu lași pe Miruna să ne înjuri? Eu consider înjurător. Iar vezi că e plus, mă. Păi el a spus și a mea și alaltă ieri am insistat și tot am spus. Deci numai cât a, când ar fi înmulțit. Dar la adunare și scădere, n-ai voie să spui fiecare acolo. Și am dat ție exemplu, nu? Și am zis că cu câte unități notez eu chestia asta? Cu două unități. Aici, ca profesor, îl notez cu două unități. Atât. Când am văzut-o și am greșeală, doi și la loc. Ca să nu mai uiți niciodată. Deci când îmi spui tu că A plus A la a doua plus B la a doua ar fi A plus, cum ai zis, mă? A doua plus B la a doua ar fi A, nu știu, eu nu vreau să-l țin minte. A plus B, totul. A la a doua plus B la a doua, e A la a doua plus 2 B plus B la a doua. Asta îi știu noi, dar ia cum mi-a spus. A, ea zis că A plus B. B totul la a doua. Cam așa ceva cred că ai avut, că exercițiul de 2 e... Da. Nu știu. Cred că tu așa... Nu vrei să ne spui cum ai gândit? Nu. Și-o dat seama că a făcut. Da. Bine. Păi, noi trebuie să demonstrăm că A pătrat plus C pătrat este un pătrat perfect. Păi 25 și 5 la 2, domn profesor. Sigur că da. Deci egal cu 5 la 2, ori K la 2, care să mai spui 5 ori K, totul la pătrat. Și gata, pătrat. Și gata. Am demonstrat? Deci, de ce te sperii? Asta mai era și 15 la 2. Adică K egal cu 3. Din... Păi stai puțin. Adică era același lucru dacă făceam pe B și apoi pe A, cu toate aceleași rezultatele. Păi nu... Miruna, cum păi să te convingi și... autorul ne cere să arătăm acest lucru fără ca să folosim A plus B plus C. Să particularizăm. Că da? K-ul ăla poate să fie și 1, domnul profesor, și 10, nu? Sigur că da. Da. Un K oricare. Da. Valoarea raportului de funcție de A și de B și de C, un K numere. Nu particularizăm K egal cu 3. De ce? Nu ne putem duce în spate. Parcă exact ca la figura de geometrică, când am luat-o de la bun început, că BD cât, sau BO cât OD. Da. Aceea ai luat-o tu. Dar 5K totul la a doua e pătrat perfect. Sigur. 5K totul la a doua. Sau 5 plus K totul la a doua. Sau 5 plus K totul la a doua. Când ai totul la a doua, e pătrat perfect. Pătrat perfect și ai terminat povestea. Și acum la B merge omâns. Și la B este... La îndemâna noastră. Știm bine, ne ducem acolo, fiindcă avem A plus B plus C. Suma numărătorilor, descrim A pe 4, egal cu B pe 5, egal cu C pe 3, și egal cu A plus B plus C, totul supra 12, și egal cu 36 pe 12, și egal cu 3. De acolo pot merge. Da. Care egal cu 3? Da. Alo. Da, sunt la treabă. Bine, mulțumesc. Vă salut. Și totul este banal aici, da. Nu? Da. 33. Citește cineva problema. Zimiruna sau Andra? 33. Hai, Zimiruna. Bine. Determinați numerele A, B, C și D care verifică simultan următoarele relații. Așa cum scrie domnul profesor. Deci, să scriu și eu mai de supra sursul, că îți găsim ABC. A, ABC, B, ABC, D. C, D. Asta n-am făcut la alte nevânați. Nu v-am propus-o eu? L-am făcut-o rău. Am făcut-o, da? Dar cred că ai numai părinții. Păi da, am propus-o eu, următoarea. 34. 34. Ia vezi, n-am făcut-o. Eu n-am carte, Robert. 34. Nu, hai, 34. Fie A, B și C. Q plus? A, dar cred că am făcut-o și pe asta. Dacă nu e Q plus, că mi-ai întrebat odată. A, B și C aparțin numerelor pozitive, da? Pozitive. Numerele raționale pozitive. Raționale pozitive. Q plus, așa se notează aici. Da. Zi în continuare.
A pe 2B plus 3C. Cum? A supra. Supra 2B plus 3C. 3C. Egal cu 2B. 2B supra. Pe A plus 3C. Supra A plus 3C. Da. Egal cu 3C supra A plus 2B. A plus 2B. Ok. Ce spune aici? În continuare, zic. Atât? Da. Nu, trebuie să mai spui ceva. Calculați valoarea expresiei. A plus B plus C în paranteză. Deci calculați. A plus B plus C în paranteză. O, deschid în paranteză iarăși pe tundă. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Deci mulți cu 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C, da? Da. Să calculăm așa ceva. Păi... Deci cât este? A pe 2? Da. Valoarea. Deci știm că A supra 2B plus 3C egal cu 2B supra A plus 3C egal cu 3C supra A plus 2B, să calculăm A plus B plus C supra 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Adunăm 2B plus 3C la numitor, la numărător. Deci să scriem... Vrei să spui că aduni numitorii la numărători, da? Da. Peste tot asta? Da. Și ce apare? A plus 2B plus 3C? Da, A plus 2B plus 3C peste tot, A plus 2B plus 3C peste tot. E o observație bună. Deci apare ce? Hai să scriem și noi așa. A plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C. Da. A plus 2B plus 3C supra A plus 3G. A plus 3C. Egal cu A plus 2B. A plus 2B. 3C. Plus 3C. Totul supra A plus 2B. A plus 2B. Și asta nu înseamnă că 2B plus 3C egal cu A plus 3C și egal cu A plus 2B? Ce se însemne A numărul A? Că 2 plus 3C egal cu A plus 3C egal cu A plus 2B? Adică? Că numitorii sunt egali atunci, îi zice ea, dacă numărătorii sunt egali. Deci dacă am o ședere a coarte și numărătorul este același, de aici rezultă că are loc egalitatea asta. Nu. Hai să să luăm așa. Am scoate pe numitorul ăsta A plus 2B plus 3C în factor comun. Dacă aș cum am simplificat numărătorii peste tot, în factor comun, în ghilimele spus, că nu e vorba de scoase în factor comun, ci simplificăm, mai am spus așa, când am o de rapoate, egalitatea, deci o proporție, pot să împart și așa pe fiecare, dar pot să fac și așa. Și numărătorii, da. Se păstrează egalitatea. Deci de aici am însemnat că 1 supra 2B plus 3C egal cu 1 supra A plus 3C egal cu 1 supra A plus 2B. Și fracția asta egală cu asta, într-adevăr așa este. 2B plus 3C este egal cu A plus 3C. Deci 2B egal cu A. Deci, dacă am privit mai egalitatea asta, două fracții sunt egale, având numărătorii egal 1 și numitorii sunt egale aici. Că dacă aduci aceeași numitor, poți mergi o prost extremă, dar asta ar fi din prima. Deci din prima ce are și? Că 2B plus 3C egal cu A plus. Din prima, plus numitorul egal cu A. Că 2B plus 3C egal cu A plus 3C. Deci 2B plus 3C egal cu A plus 3C, da? Și egal cu A plus 2B.
Din... Și-a dat 4, 2, 3. Din prima și ultima, prima și ultima are ieșit 2B plus 3C. A fost 2B. Da. Da, prima, înseamnă că și a fost 3C, dar cu A plus 2B, înseamnă că toate sunt egale, nu? Și cum A plus 3C, 2B plus 3C și A plus 3C egal cu A plus 2B, nu? Da. A plus 3C egal cu... A plus 3C egal cu 2B plus 3C. Asta am scris. Și egal cu 2B plus 3C. Deci cum am spus, cum ai spus tu, Miruna, că numitorii sunt egali între ei, da? Numitorii sunt egali, da. 2B plus... Da, 2B plus 3C. Plus A. 2B plus A, da? Bine. Și acum am ajuns la relația asta. Egalitatea asta... Păi, și avem acum că 2B egal cu A. 2B... 2B cu 2B s-ar duce dacă ai folosi așa. Deci, acum, folosim pe rând. Facem următoarele egalități. A plus 3C egal cu 2B plus 3C. Și 3C, 3C se duc și atunci rezultă că A egal cu 2B. Asta ai spus, nu? Da, da. Și atunci este egal, este egal și apoi mai avem că... Deci și mai avem o egalitate care că A plus A, egal cu 2A, cum ar fi. A plus 3C egal cu A plus 2B. A plus 3C egal cu A plus 2B, nu? Da. A plus 2B. Și deci A cu A se duce. Da. Și vine că B egal cu ce? B egal cu A. Nu, 3C supra 2. Dar deci A plus 3C este aici. 3C da. Trebuie să vedea. 3C, deci 3C... 3C egal cu A. Deci, păi 2B e A. A, da, are dreptate. A, dacă înlocuim. Deci 3C egal cu 2B. 3C egal cu 2B. Și 2B egal cu A. Da. Și egal cu A. Asta ar fi egalitate. 3C egal cu 2B egal cu A. Și din clipa asta, spunem C egal cu A pe 2, B A pe 3, C egal cu A pe 3, iar B egal cu A pe 2. A pe 2. Și când știu pe C și pe B, ne înlocuiesc în expresie. Da. Expresia E, notăm cu ea acolo, egal cu A plus A pe 2. A pe 2. Plus A pe 3. Plus A pe 3. Se lângă 1 pe A. Plus 1 pe A. Plus 1 pe A pe 2. 1 supra A pe 2. Da. Plus 1 supra A pe 3. A pe 3. Și mai departe cu... egal cu... amplificăm pe prima cu 6. Pe a doua cu 3 și pe a treia cu 2. Plus 3a plus 2a. Adică 11a, nu? Da, adică 11a face. Pe 11a pe 6. 11a pe 6. Ori... Mai întâi hai să așezăm aici. 2 prima fracție. 2 ar trebui să ajungă da. Sus. Da, deci amplificăm cu 2 prima fracție. Deci 1 pe a. 1 pe a. 2 pe a. 2 pe a. Plus 3 pe a. Plus 3 pe a, da. Egal cu. Și o să avem... Plus toate pe a. Da, deci 11 pe a. 11 pe a. 11 pe 6. Ori 1 pe 7. Da, că e un numitor comun. Un numitor comun. A și da. E a peste tot, da? Pe 6 supra a. Și 11. Și e egal cu 11. Nu e 6 pe a... 6 a pe a? Nu, e 6 pe a, nu, na. De unde pe a 6 a pe a? Te-ai încurcat undeva? Da. Acolo, când ai inversat, cred că. Mm-hmm. Când ai inversat în paranteza a doua, domnule. Deci 11 a pe 6, da. 1 pe a, plus 2 pe a. Că l-ai inversat, mă. Plus da. 3 pe a. Da. De acord, da? 6 pe a, da. Și 11. Valoarea la expresie este 11. 6 cu 6 se simplifică. Exact. A cu a și dă 11. Foarte frumos. Da. Lucrăm testul 4? Stai la acum, mă. Vreau să mai analizăm un pic. Da. Cred că e... Nu, nu...
plecăm fără să ne rămâne cu ceva important la ei. Vedeți voi, aici observația cea mai importantă a fost să adunăm numitori la numărători, să zicem că apare aceeași chestie. Deci notați observație. Observație importantă. Unu. Adunând numitorii la numărători, am obținut. Și spuneți ce ați obținut. Am obținut A plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C. A plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C. Egal cu? A plus 2B plus 3C supra A plus 3C. Egal cu A plus 2B plus 3C supra A plus 2B. Da? Observați Miruna, puteți nota. Da? Ea a observat chestia asta și merită să o remarcăm. A fost foarte important. Și acum, 2. Am împărțit șirul de rapoarte, nu? Iar prin cine? Prin A plus 2B plus 3C, fiindcă s-a aflat peste tot acolo. Sau altfel spus, o egalitate, când numărătorii sunt egali, exact. Numitorii sunt egali. Ca să nu mai scriem așa. Da. Da? Numărătorii egali și egalitatea egalitate. Numitorii sunt obligați să fie egali. Și numitorii egali între ei ne-au condus la relația aceea. Care a fost relația din A egal cu 2, care a fost 3C egal cu 2B egal cu A. Da? La observația a doua a ieșit 3C egal cu 2B egal cu A. Corect. Și acum am exprimat pe B și C în funcție de A și am lucrat. Pur și simplu. Nu, nu părăsim foarte repede gheștiul. Când cum te, să spune, ai avut o idee așa frumoasă, trebuie să rămâi lângă ea ca să punctăm și să zicem, formidabil, aici a fost interesant. Exact. Dacă nu sesizam asta, a fost foarte greu. Ia să ne echipim când ai fi sesizat asta. A fost observația ta. Merită să o remarcăm. În condițiile în care nu vedeam asta, aș nota cu K valoarea raportului și încercam să aflu aceeași numitor, dar intra K în discuție, era foarte dificil. Bravo. Intram într-un mâini mort. Da? Observația ta a fost superbă pentru că ne-a scos din încurcătură. Deci, 2B, 3C dincolo, au, excelent, totul a mers. Și iar mai rămâne ceva, când numărătorii sunt egali, numitorii... Sigur că da, și asta. Și asta, și tot atât bine dacă ar fi la numitori. Același lucru, numărătorii sunt egali. Da. Că dacă numitorii sunt egali, obligat numărătorii să fie egali. Da. Și a... Sigur că da, mărim viteza la lucru. Corect. Cine observă asta? Păi închipuiți, eu nu observ treaba asta. Eu n-am și observat asta, zic, nu? Și ne observăm treaba asta, ceva încercam și eu. Dar îmi dădeam seama că nu merge, că e greu, că e dificil, pierd timpul și rămâne departe. Și tu ai lucrat o repede. Sigur că da, se câștigă rău. De aia se face distinții între un elev care sesizează o chestie de subtilitate și altul care o ia muncitorește. Mai spuneam și altă dată. Băi, muncitorește așa și te duci și acolo și la de greșit are o anumită subtilitate acolo. Te-ai prins. Te-ai dus în față, nu te-ai prins, muncești acolo și până la urmă s-ar putea să ieși la suprafață, dar cu consum imens de timp. Și cu riscul unor greșeli. Că vezi, între timp, vezi că ieșiți nu merge frumos, că... Și atunci tu te superi în glimele, adică intri în stres. Corect. Nereușita te apasă. Vine după tine. Iar adică testul 4, hai să faci un universitate de 7 stele dacă te mai trec. Deci... Dar testul mai de hai să vedem și testul acela. Hai, fă testul. Dacă nu vine în minte, să faci meghiștul acela, că eu de vreo două zile tot mă gândesc la el. Cu clasa a cincea aia, cu împărțirea aceea. Și nu l-am prins. Nu l-am prins, că l-am pierdut filmul. Atât de frumos a fost. Stați că-l și știam. 2007, da, supra 2 la puterea 2007. 2008. Super a fost. Vrei să-l facem? Eu pot să-mi strâng.
Da, 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 da. Tu te duci la joacă, mă. Păi nu-i corect, mă, nu rămân la muncă și te duci la joacă. A, sfârșit. Asta e. Da, nu vreți, apropo de frumusețe, dacă gustăm din partea asta așa, din frumosul din matematică. Da? Frumosul din matematică. Da. Miruna, hai să facem matematică. Nu, nu ești încântat. Nu vrei să facem mâna? Facem la exercițiu? Care vrei? Care vrei să faci? Îl facem și pe ăla, repede. Hai să trecem revistă. Da. Te faci acela care tot mai necăge. Vitezul. Parcă mâna ai putut, nu ai putea face acasă. Eu, locul tău, aș fi încercat acasă, dacă e vreo chestiune care nu merge, atunci discutăm. Păi da, adică că e ceva care nu merge acolo? E mult mai instructiv să faci așa decât să pierdem timp să luăm la zero. E ceva ce nu poți să faci destupat? Uite-te așa, la prima vedere acum. 3. Așa. Hai să facem poate. Faci. Citesc? Da. Da, exercițiul 3, da? Într-o sală de spectacol sunt 180 elevi, din care de și... Testul în care? 4. 4, exercițiul 3. Da. Problema 3, da? Da. Într-o sală de spectacol sunt 180 de elevi, din care 65% sunt fete. 180 de elevi, da? Și 65% fete. Câți băieți trebuie să mai vină în sală pentru ca numărul băieților să devină 70% din numărul total al elevilor din sală? Deci, dacă 65% sunt fete, înseamnă că 35% sunt băieți. Da? Îi completăm. Da, da. Am completat 100%. Și câți? Ce dă problema? Câți băieți mai trebuie să mai vină în sală pentru că numărul băieților de mine 75% din. În curea și jos? Da. Te duci tu. Da, da, da. Stai să vedem, ne-am pus eu cheile acum. Da. Și știi și cheia papirea acolo, se face. Știu, știu, da. Deci, câți băieți mai trebuie să vină? Deci, depășesc câți băieți trebuie să mai vină, încât în momentul în care facem raportul, ei se reprezintă 70% din numărul de elevi. De două ori mai mult. Așa, de două ori mai mult. Că 35? Când aflăm numărul, adică 65 pe 100 ori, nu, x ori 65 pe 100 ca s-a aflut fetele. Ca s-a aflut fetele, ca s-a aflut băieți și apoi am ori 2. Sigur, da. Sau poți să faci deodată 35% din 180. Și apoi am primit locul de ca să nu mai faci fete și te încărci pe natul la urechea asta, cu mâna dreaptă, nu? Deci așa merge foarte bine. Deci face cât? 35% din 180. X 85% egal cu 180 și atunci aflăm nu. Numărul băieților și nu. Numărul 2. Că tu trebuie să faci... 70%. O secundă. Tu trebuie să faci 30% din 180. Păi da. 35 pe 100 ori 180. Așa. Deci 35 pe 100 ori 180, sunt băieții ăștia, da? Da. Și se face aici cât? Printr-un 0, 10 cu 3, cu 2 și vine aici 5 și 9, 7, 7, 9, 63. 63 sunt băieții. Da. Și atunci, 63 pe 5, da? De ce pe 5? Păi n-am creat 7 cu 3. 35 cu 7 și urmă 7. 7, 9, 63 sunt băieții. Și acum, ca să ajungi la 70%, 63 ori 2 și face cât? Face 70, da? 70. Mai trebuie să mai vină încât 35 de elevi. Ca ei să fie 70% din păi total. Păi la tine 63 ori 2? 63 ori 2, da. Câți, ca ei să vină... Care să fie 70% și atunci... Sunt deja 63. Da. Și mai vin încă 63. Da.
Deci mai bine 63 ca să facă de două ori câte 63, adică 70%. Ia să vedem altceva. Nu, nu, nu. 4, de la testul, de la un test. De la un test. 4 probleme. Pe fașă, citește. O soluție de sare cu apă are masa de 240 grame și concentrația de 15%. Deci, soluția, masa soluției, egal cu cât? Egal cu 240 grame. 240 grame. Și concentrația de 15%. 15% e concentrația. Ce încerc? Care e masa sării și masa... Care este masa sării din soluție? Cât apă trebuie adăugată pentru a obține o soluție cu concentrația de 10%? Așa. Care e masa sării? Și cât apă mai trebuie pusă pentru a avea amintea apostă asta și demi? Cât apă mai adăugăm ca să avem o concentrație de 10%, da? Bun. Zici, zi-mi. 240 ori 15 pe 100. Ca să vedem cât este masa, sarea, da? Da? Masa sării. Deci 240 ori 15 pe 100 este masa sării. Deci aici am 2, aici 3. Și 24 12 ori 3 și face 36. 36 de grame. Mama, 51. Cât? 51. 51. Da. Atunci am terminat. Da. Termină pe asta și cred că ne și locuim, cred că s-o făcut la eficient, nu? Da. E 36, nu? Păi cât? 3 ori 12, 36, da? A spus 36. 36 grame. Grame, da? Da. Asta deci, e 30... masa... Asta sării. Asta, la masa, da? Și ca să obții 10%, zicem așa. Adică punctul A, e rezolvat. Da, da. Și că acum... Și ca să obțin 10%, vom face 36 de 10 pe 100, nu? Ca să obținem 36... Nu. Ca să obținem 10%... A, din masa sării, 240 de 10 pe 100. Folosim toată sarea asta. Da. A, deci nu mai aveu cu altă cantitate. Așa știm exact cât. Cât e sarea. Și pe... Masa la sare. Formula, masa la... Deci... Masa la sare supra masa la soluție, nu? Da, masa la sare supra masa la soluție. La soluție, nu la apă. Da. Egal cu concentrația la sută, nu? Egal cu concentrația. 10%, care se zice 10%. Da. Egal cu 10 la sută. Nu, masa la sare supra masa la soluție. La soluție, nu? Așa, așa. Da. Bă. Egal cu... 10 la 100, 10 supra 100. Masa la sare o știm, 36. Acum ar fi... Află masa la soluție acum. Da. Masa la sare, care o știm, 36 grame. Supra masa la soluție... Adică masa la soluție va fi 360. Masa la soluție a... Nu a soluției care vrem noi. La noua soluție. Da, nu știm cât este. X egal cu 1 pe 10. Da, și atunci masa soluției egal cu... X egal cu 360 grame, nu? Iep. Dacă 360 la 240, cât ar mai adaugă? Fac diferența. Da, aveam 240 de soluție și mai adaugă cu 20. Sigur, era de așteptat. Soluția care era. Că dacă 15% de 3 ori, îți vin de 3 ori câte 5%. 15, nu? Și acum eu vreau să fii de 2 ori de 5. Și zic, e clar că vine 120 de 3 ori, 360. Da. Ne oprim aici ca să vine și Andreea, de acum cred că e aproape 8. Nu știu, vine ceasă. Dacă s-a făcut. Fără 6 minute. Da. Hai să facem repede exercițiul ăla. Păi nu mai mai încap cu tine. Nu mai încap și ăla. Și ăla e prea frumos. Acolo e fain. Dar... Nu, oprește-o. Testul ăsta...